Una dintre minunile munților Apuseni, Peștera Urșilor, a fost redeschisă pentru vizitatori după 5 ani de amenajări. Dotările moderne, dar și formațiunile naturale fascinante din interior atrag o mulțime de vizitatori atât din țară cât și din străinătate. Peștera Urșilor a fost descoperită în 1975 de către bihoreanul Traian Curta, în urma unor lucrări executate la o carieră aflată în imediata vecinătate a satului Chișcău, din comuna Pietroasa, județul Bihor. Denumirea de Peștera Urșilor provine de la numeroasele oase de urs găsite în peșteră. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că în peșteră au trăit urși de cavernă, din specia Ursus Speleus, ursul de peșteră. Totodată s-a aflat că oasele cele mai vechi aveau o vârstă de 100.000 de ani, iar ultimul locatar ar fi avut vârsta de 17.000 de ani. Urșii de cavernă aveau dimensiuni impresionante față de speciile de urși actuali din România și chiar din lume. A urmat prima exploatare a peșterii de către speologii amatori de la Spedova, iar apoi cercetările specialiștilor de la Institutul de Speologie Emil Racoviță în colaborare cu Muzeul Țării Crișurilor din Oradea. Peștera se întinde pe o suprafață de 1,5 km și este formată din 4 galerii principale: Galeria Oaselor, Galeria Emil Racoviță, Galeria Lumânărilor și Galeria Științifică. Accesul în Galeria Științifică se face printr-un puț de 30 de metri și este destinat speologilor profesioniști. Cei care vizitează Peștera Urșilor promit că revin. Sunt profund impresionați de bogăția, varietatea ce există în interiorul acestei peșteri. Că în România o peșteră amenajată la acest standard nu cred că mai există. Promit că revin și la 10-a oară. Și revin? Majoritatea da. Dacă sunt prin zonă, revin să o vadă cu același interes. Peștera Urșilor se află la ieșirea din satul Chișcău, comuna Pietroasa, spre satul Giulești. La Chișcău se poate ajunge dinspre Oradea Beiuș sau din direcția Devaștei pe DN76 până în dreptul platformei industriale din Sudrigiu, de unde drumul continuă pe DJ 763.